Bine v-am regăsit, sunt Cornelia Grebean. Astăzi este sărbătoare la Brașov pentru că au venit să fie împreună cu noi academician dr. Ovidiu Bojor. Bună ziua, bine ați revenit, domnule Bojor. Bună ziua, bine v-am regăsit. Și Maria Timuc, psiholog și scriitor, scriitoare mai exact, are niște cărți extraordinare. Bine ai revenit, Maria, bine ați revenit la Brașov. Cu cartea voastră cea nouă, pe care le-o prezint telespectatorilor de vreo săptămână, de când ați lansat-o la Târgul de Carte de la București, la Târgul Gaudeamus. Cartea se intitulează Aproape totul despre iubire și sex. Aș vrea să facem un cadru pe carte, colegii, să o și vedem. Cartea este de găsit la librăriile RALU, în orașul nostru, și este o carte foarte bună. Chiar vorbeam cu cineva, Maria, despre cărțile tale. Cred că aceasta este cartea cea mai bună, parcă cu fiecare carte te descoperi tot mai bună și mai bună și mai bună în ceea ce scrii și în ceea ce povestești. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă este așa. O să vedem probabil evaluările cititorilor, dar am încercat să fac un lucru altfel de această dată, să pun în relație sexualitatea și iubirea, care sunt, din păcate, în vremurile noastre, sunt cumva separate și ele chiar nu sunt separate. Probabil că o să mai vorbim despre asta în timpul. Da, așa este. Domnule Bojor, oare de ce în zilele noastre sexul a ajuns să fie atât de vulgarizat, când de fapt este forma de iubire supremă pe care Creatorul, Dumnezeu, a lăsat-o pentru pământeni? Practic, așa se perpetuează specia noastră, prin iubire. Da. Trebuie să facem de la început o distinție. Există trei elemente. Două cărți înainte au fost intitulate Iubire, dragoste și sex. Eu fac diferența între aceste trei noțiuni datorită faptului că aici e marea confuzie. Ce înseamnă pentru mine iubirea? Iubirea cu I mare este față de Creator și față de creație. Mai este la modul figurativ, uneori foarte profund, iubirea de patrie. Și mai e iubirea samarineanului milostiv, a celor care ne-au greșit. Aceasta este concepția mea de iubire. Vedeți? Și totuși în zilele noastre este un amestec. Iubirea fizică, da? Care da, nu ne poate apropia decât în momentul în care există iubirea din inimă, așa consider eu. Care e dragostea. Care este dragostea. Tipul acesta de iubire a fost vulgarizat. Ne este rușine să vorbim despre sex, așa cum spunea și Maria Timuc, a fost întrebată de o jurnalistă într-un interviu. Ne este rușine să vorbim despre sex. Într-adevăr, la televizor ai voie doar după ora 22 să prezinți anumite lucruri legate de sex. Sexul a fost cumva vulgarizat în zilele noastre. Și noi, dacă mă credeți, eu știu că m-a adus barza, domnule Bojor. Da, da, da. Vă rog, e cea mai mare, cea mai mare greșeală, atât din partea părinților, din partea societății și din partea bisericii, să considera ceva prohibit, ceea ce sexul, e total da? Sexul. Da. Apropo, acum, în legătură cu sexul, în limba engleză, love, ce înseamnă? Hai să ne iubim, make love, să facem iubire. Ce înseamnă pentru ei? Joci ping-pong sau tenis și asta înseamnă make, adică a juca, a acționa. Vedeți, aici este o mare greșeală că se face confuzie în acest lucru. Să facem iubire, dar iubirea fără dragoste, fără preliminarele ei, fără partea frumoasă, niciodată de la sex nu vom putea atinge suprema iubire despre care am vorbit, iubirea față de Creator. Dar de la iubirea supremă poți să ajungi la sex, da? Categoric, de acord. Maria. Păi, sexul este, cred eu, și așa l-am și tratat în cartea aceasta, este practic o energie a iubirii, este un derivat al energiei iubirii sau este principalul derivat în structurile omenești, în formele noastre, forma noastră omenească. Fără sexualitate nu am existat niciunul dintre noi. Acum,
iubirea și sexul nu sunt lucruri foarte diferite. Sigur că există diferite tipuri de iubire. Sigur că tu ai scris în cartea pe care o avem acum în față despre mai multe feluri de iubire. Da, am scris despre iubirea mântuitoare. De fapt, iubirea în toate formele ei este mântuitoare și ce am scris a fost că noi trebuie să ne întoarcem la percepția și la percepția sexului ca, energie divină, pentru că este lăsat de Dumnezeu. Instinctul sexual este poate cel mai puternic instinct care există în, există pe fața Pământului și care se opune morții. La toate speciile. Este un instinct care se opune morții, în primul rând, așa cum a spus și un mare psihanalist. Vreau să faceți o completare. Da, o completare aici. În fond, sunt două lucruri distincte aici. Sexualitatea, actul sexual, perpetuarea speciei, așa cum ați subliniat și dumneavoastră, și la animale. Și la plante. Și la plante, și la toate. Dar aici, tot în concepția antidarwinistă, eu consider că există trei feluri în existență. Este regnul uman, regnul animal și regnul vegetal. Nu putem integra regnul uman în regnul animal. Chiar și în această parte a procreierii. Da, nu putem, că oamenii pot procrea tot timpul anului, pe când animalele doar primăvara aici și toamna. Aici voiam să ajung. Eu am citit cartea dumneavoastră. Perioadele de rut, la păsări primăvara, la salmonide, tot așa, primăvara, la ovidee, cervidee, toamna. Sunt două perioade. Pe când, așa cum ați subliniat, omul iubește tot timpul anului, dar din două motive. În afară de cel al lăsării urmașii, al procreierii, pentru om, iubirea înseamnă și o relaxare, înseamnă o destindere. Aici e diferența între cele două regnuri. Revenind la cartea pe care dumneavoastră o lansați astăzi la Brașov, Aproape totul despre iubire și sex, credeți că în momentul de față, vreau să spun că în cartea aceasta, dumneavoastră, când ați spus că scrieți despre sex, v-ați referit oarecum la partea de infertilitate, da? Și la partea de afrodisiace. Dar aș vrea să mă refer un pic la partea de infertilitate, pentru că este afecțiunea secolului. Vedem și noi că foarte greu mai reușești să faci copii în zilele noastre. Credeți că lipsa iubirii a dus la această infertilitate cu care ne confruntăm în momentul de față? În primul rând, atât în ceea ce privește, cât și dragostea. Fiindcă este poate o boală a secolului, dar aici nu trebuie să fim pesimiști. În ciclul evolutiv al omului este această evoluție pe spirale. Dar să nu uităm că în cadrul spiralei care în continuu se înalță, mai există pe sinusoidele spiralei up and down, coborâșuri și urcușuri. Și urcușuri, doar o perioadă, de coborâre. Va veni o perioadă de plus când care va fi simplu să faci copii, nu trebuie să apelezi la fertilizarea in vitro. Da, bineînțeles. Fertilizarea in vitro e ceva artificial, fiindcă nu poți în acea eprubetă să strecori nici iubire, nici dragoste, nici afecțiunea. Dar poți să strecori un copil, domnule Bojan. Da. Poți un copil, dar un copil care nu-i complet. Așa credeți dumneavoastră? Așa cred eu. Dar totuși, Creatorul a lăsat ca omenirea să descopere tipul acesta de, a lăsat descoperirea aceasta să fie la nivel mondial, toate femeile să aibă parte de fertilizarea in vitro dacă își permit financiar. Și totuși joncțiunea aceea, fertilizarea se face neprubetă, dar joncțiunea tot Dumnezeu o face.
la nivel uterin. Sigur că da, că nu toate, mă scuzați că intră. Da. Sunt foarte multe femei care au pierdut sarcini fertilizări in vitro. Dacă vrea Dumnezeu, se prinde, dacă nu, nu. Dar antecedentele care au fost? Stilul de viață nesănătos, abuzul de medicamente, abuzul alimentar și alte abuzuri. Deci trebuie totdeauna, în orice afecțiune, să ne gândim la cauză, nu la efecte. Deci să mergem la cauză. Și atunci cine devine? Nu-i Dumnezeu. E omul care se pedepsește singur. Maria, în cartea ta scrii foarte frumos că este mai simplu să divorțezi decât să lupți pentru iubirea partenerului. Tu ești pentru iubire, ca partenerii să încerce să recupereze lucrurile care poate le pierd în existența unei căsnicii. Tu ești pentru iubire, spui că partenerii ar trebui să lupte într-o relație, nu să prefere varianta cea mai simplă, divorțul, despărțirea. Da, am spus că, din păcate, lumea modernă a făcut din divorț o terapie și o primă terapie. Se tratează, se autotratează prin divorț, înainte de a încerca să recupereze iubirea, să facă ceva pentru a recupera iubirea. Din punct de vedere spiritual, oricând există un conflict, persoana care simte emoții negative a pierdut iubirea în interiorul ei. Dacă persoana a pierdut iubirea în interiorul ei, ea poate să-și o recupereze. Din păcate, oamenii cred că iubirea ține de cealaltă persoană, de partenerul de cuplu, de exemplu, sau chiar în alte relații este valabil acest lucru, și au transformat divorțul și despărțirea spre răul copiilor, în primul rând, pentru că tot mai mulți copii trăiesc fără părinți, trăiesc cu părinții separați, cu părinți care au alte familii la rândul lor, iar aceste lucruri sunt foarte traumatice, aceste separări sunt traumatice pentru copii, îi pot influența pentru toată viața într-un mod negativ. Mai mult, unii dintre părinți fac din copii un fel de minge de joc, se răzbună unii pe unul pe celălalt prin copii, iar acești copii devin foarte, foarte traumatizați și sunt afectați întreaga lor viață. Adică ar trebui să fim mai atenți. Libertatea pe care o avem acum și pe care poate am avut-o întotdeauna, dar acum chiar din punct de vedere social, suntem liberi să divorțăm, divorțăm foarte repede, ne ducem la notar, dăm o semnătură și în 24 de ore suntem divorțați. Nu e vorba de faptul că procedurile sunt foarte rapide. Procedurile pot fi cât se poate de rapide. Problema este alegerea noastră. Alegerea noastră trebuie să fie nu doar, n-am spus că ar trebui să stăm în mariaje traumatice, în mariaje urâte, acolo unde suntem disprețuiți, unde suntem loviți. Am spus că nu trebuie să renunțăm așa de ușor la iubire, pentru că, de fapt, a ajunge la iubire și a atinge iubirea este scopul vieții noastre. Și a atinge iubirea nu înseamnă a fi iubiți de alte persoane, ci în orice stare conflictuală din viața noastră, noi trebuie să ne punem problema: eu cât iubesc acum și eu aleg acum, în acest moment, în această relație cu această persoană, să iubesc această persoană, chiar dacă nu face ceea ce aștept eu, chiar dacă nu este așa cum aș dori eu să fie. Eu tratez această persoană cu iubire. Asta este iubirea. În ultimă instanță, a iubi înseamnă a înțelege cealaltă persoană, a înțelege și a accepta lumea din jurul nostru așa cum este ea. Niciodată nu vom reuși să atingem într-adevăr iubirea ca ființă dacă noi nu vom lucra cu această stare în interiorul nostru. Și în mod garantat, cine experimentează acest lucru, adică alegerea permanentă a iubirii, a iubirii ca stare de conștiință, pentru că în ultimă instanță iubirea este o stare de conștiință care prinde să aibă pe urmă diferite forme. Iubirea față de creator, iubirea față de copii, față de partenerul de viață, iubirea față de vecini și față de lumea întreagă și până la urmă. Ierarhizarea iubirii la tot, sigur, de la nivelul și nu în ultimul rând iubirea de țară. De exemplu, dacă iubirea de țară ar fi
acolo, la locul ei, și ar fi așa cum a fost poate odinioară, dacă ne uităm în istorie la diferiți lideri politici care au iubit țara și am face din ei niște modele în privința iubirii de țară, probabil că am trăit într-un mediu mai frumos și am trăit până la sacrificiu suprem. Da, da, asta e adevărata iubire de patrie. În privința partenerilor de... Câți oameni mai întâlnim să se sacrifice pentru țara lor în zilele noastre, domnule Bolton? Mai sunt. Puțin, în primul rând, aș mai vrea o mică completare. În cele două ediții de până acum, simțeam că lipsește ceva. Ediții la ce vă referiți? În legătură cu titlul... Cărții. Iubire, dragoste și sexualitate. Simțeam că lipsește ceva. Noi am tratat, din punct de vedere istoric, la diferite popoare, afrodisiace, aspectul fiziologic, aspectul medical, aspectul patologic și așa mai departe. Dar aspectul spiritual l-am cam neglijat. Și atunci este bine venit această colaborare, fiindcă dacă noi am pus toată știința noastră, toate cunoștințele noastre, Maria a completat cu ceea ce este foarte frumos, practic. Cu ceea ce lipsea, vezi? Da, cu partea de iubire. Spuneți dumneavoastră în cartea cea nouă că plantele rămân de 10.000 de ani prietenii oamenilor. Sunt și ele ființe vii, vindecătoare. Vreau să vă întreb dacă omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Da. De ce am avut nevoie de plante vindecătoare? De ce am avut nevoie de ceva care să ne vindece la un moment dat dacă eram perfecți? Fiindcă Eva a mușcat la îndemânul șarpelui din măr. Atunci și de aici... existau plante vindecătoare? Înainte să muște din măr? Dar nu cunoșteau. Nu decât... le cunoșteau. Așa. Și atunci, vedeți, de aici pleacă toate, le crește și vă mulțiți. Așa. Iar în ceea ce privește plantele, plantele sunt cele mai apropiate, chiar decât animalele, față de regnul uman. Fiindcă au suflet, au simțire, comunică cu noi, pe baza căruia s-au născut terapia minunată florală, pe care e din ce în ce mai terapia actuală. Terapia florală Bach, care vindecă nu trupul, ci sufletul. E terapia sufletului. Ceea ce lipsea din medicină. Foarte multă lume apelează la tipul acesta de terapie. E foarte clar că o afecțiune, când s-a declanșat deja, problema pleacă de la nivelul sufletului, da? De la cele trei etaje. De la mental, de la spiritual, de la fizic și de la energetic. Desechilibru dintre aceste patru etaje din care suntem produce boala. Dar predominant este totuși gândirea. Gândirea și sentimentul, supărarea. Poți să mori de inimă rea. Țăranul român, așa spune. Om sănătos, toată viața, la 50 de ani, la 40 de ani, a doua zi a murit. De ce a murit? Că era perfect sănătos, de inimă rea, de supărare. Cum ne trece inima rea? În primul rând, prin rugăciune și prin încrederea în Cel care ne-a creat. Maria. Vrei să completești ceva la plantele care au... Vreau să... Da, bine, doctorul Bojor a spus cauza, dar eu aș vrea să o completez doar, așa. Nu să o contrazic. Sigur că este vorba de liberul arbitru. Este vorba despre liberul arbitru, când a spus doctorul Bojor că Eva a ales să muște din măr. Dar să luăm Biblia chiar așa, literă cu literă, a mușcat Eva din măr, într-adevăr. Figurativ. Da, a făcut o alegere. Asta am tradus. Că ea a făcut o alegere. A ales să muște din măr. A ales să cunoască. Noi avem și acum alegere. Și în momentul în care noi facem alegeri greșite sau facem alegeri nepotrivite, ne îmbolnăvim. Putem să ne îmbolnăvim și asta și facem. Creatorul a prevăzut
sigur că a prevăzut că noi am putea să facem alegeri greșite și de aceea a prevăzut și remediile soluțiile, și remediile pentru ele. Noi avem toate remediile la îndemână pentru toate problemele noastre. Ele sunt uneori așa de apropiate de noi încât sunt așa de apropiate încât nu le putem vedea. În această carte, domnule Bojor, ați dat foarte multe tratamente, cu ghilimelele de rigoare, da? Da? Sunt tratamente din plante. Exact. Spuneți-mi, le-ați testat pe toate, le cunoașteți? Le cunosc foarte bine. Dar și afrodisiace aici. Și afrodisiace, dar și plantele periculoase, care s-au întrebuințat la toate popoarele lumii de mii de ani. Vă dau un singur exemplu. Iohimbina este un produs natural și se utiliza de diferite civilizații până și în țara noastră pentru potențarea actului sexual. Un produs, nu trebuie să facem reclamă comercială, care a fost și la noi, natural, i s-a introdus iohimbină sintetică. Rezultatul, după o lună de zile, bărbatul rămânea impotent și complet steril. Deci trebuie să cunoaștem în primul rând structura fiecărei substanțe, ca să facem diferență între drog și medicament, între drog și aliment și așa mai departe. Dumneavoastră spuneți că cei care au probleme cu impotența, cu frigiditatea, cu infertilitatea, ar trebui să aibă în casă această carte a dumneavoastră, își găsesc soluții aici? Își găsesc soluția aici și nu numai. În paralel cu această carte am lansat și elementele de bază a medicinei ayurvedice, deci a medicinii indiene. Și acolo sunt în special în literatura și produsele care există și în țara noastră, există suplimente nutriționale și medicamente, Power, de exemplu, și așa mai departe, și cu rezonanță comercială, toate din natură, care fac două lucruri, ori să potențeze, ori să tempereze cei care suferă de excese și de prea multă... Da, acum a suferit regele Carol al II-lea de priapism, da? Da. Și o boală de genul acesta poate fi potențată cumva de niște plante. Și poate fi nu numai potențată, dar poate fi diminuată, poate la nivel normal adusă. Tot datorită naturii. Dar dumneavoastră, când spuneți că ar trebui să-și înceapă viața sexuală o persoană, la ce vârstă? Nici într-un caz la 12 ani, nici într-un caz la 16 ani, după părerea mea, 18 ani, când omul este complet format, intelectual, fizic, moral, spiritual, vedeți? După 18 ani ar fi ideal. Deci după 18 ani, spuneți dumneavoastră, și totuși nu-i prea devreme la 18 ani? La 18 ani, după 18 ani, omul este adult, da? Nu mai este nici copil, nu este nici adolescent, e un om complet. Deci după 18 ani, dumneavoastră spuneți că persoană poate să-și înceapă viața sexuală. Da, la fete, la bărbați, poate să fie la 20, la 30 de ani. Și aici este o mică problemă. Dacă partenera e mai tânără, cu 5 sau cu 10 ani, și partenerul este mai în vârstă, cu 5 sau 10 ani, de la femeie dobândește vitalitatea, iar de la bărbat dobândește înțelepciunea. Vedeți? Da, e foarte interesant ce spuneți. Maria, vrei să completezi ceva la articolul acesta? Da, am auzit adesea, pentru că... Da, sunt foarte multe fetițe care își încep viața sexuală la 12, la 13 ani, chiar nasc. Există o statistică pe această temă care e destul de dramatică. Noi nu știm, dar sunt mulți dintre copiii abandonați în ultimii ani în casele de copii. Sunt copii făcuți de copii.
copii făcuți de fetițe. Și multe persoane pretind că dacă organismul, dacă fetei, de exemplu, i-a venit menstruația la 11, la 12 ani, practic natura a programat-o să fie pregătită pentru viață sexuală. Ei bine, nu e așa și explic în detaliu în cartea noastră acest lucru. De ce nu e așa? Pentru că nu este suficientă această maturizare fizică. Creatorul, cred eu, că ne-a dat sexualitatea nu doar pentru plăcere, nu doar pentru a perpetua specia cu ajutorul lui, ci și pentru a ne conștientiza pe noi înșine. Deci spun eu că sexul are și un rol pentru conștiința noastră. Ce înseamnă asta? Înseamnă că există niște condiții pentru a ne începe viața sexuală. Prima dată, maturitatea fiziologică, da? Maturitatea fizică, dar apoi trebuie să avem și maturitatea emoțională și maturitatea mentală. Deci o persoană poate, cred eu, să-și înceapă viața sexuală atunci când toate acestea sunt la locul lor. Eu cred că viața sexuală se începe întâi de toate din curiozitate. Nu cred că stă nimeni să analizeze dacă are maturitate să-ți începi viața sexuală în mod conștient și să-ți o începi atunci când vei considera și vei ști că ești pregătit și să fii sigur prima dată că atunci când faci acest pas, îl faci din dragoste și nu din alte motive, precum curiozitatea, de exemplu. Pentru că acest prim pas, atât pentru băieți cât și pentru fete, îi determină, este determinant pentru întreaga lui viață. Subliniez acest lucru, este determinant pentru întreaga viață a persoanei. Persoana creează în subconștient un program care îi determină modul de reacție și de existență, adică el trăiește cu iubire sau trăiește fără iubire în funcție și de acest moment. Atenție, toată viața, o persoană care își începe viața sexuală fără iubire s-ar putea să intre în relații și să fie atras de persoane care nu iubesc sau nu iubesc. În general sunt persoane care spun că nu voi iubi niciodată pentru că iubirea aduce suferință, iubirea... Nu e așa? Da, da. Iată. Sunt persoane care își interzic cumva să iubească. Domnule Bojor, spune. Așa. Eu totdeauna mă duc la cauza care determină efectul și vă rog să mă iertați dacă greșesc. De ce numai în ultimii 20-25 de ani aceste fetițe nasc la 12 ani? În primul rând este alimentația. Dar alte civilizații la fel a fost dintotdeauna, domnule Bonjour. Nu a fost la toate. Aici, nu la toate, la unele civilizații. Amerindienii și așa mai departe. Dar principala cauză, vorbesc de noi acum, este alimentația. Gândiți-vă, acei pui hrăniți cu antibiotice și hormoni steroizi pe care îi ingerează fetița aceea nu au influență asupra organismului? Ba da. Au influență extraordinară. Atâtea euri, atâtea edulcorante, toate artificiale, coloranți, absolut toate îți bombardate în acest copil în formare și precoce, pubertate. Dacă menstruația îi venea unei fetițe la 14-15 ani, vine la 8 ani. La 8 ani, vedeți? Da. Principala cauză sunt antibioticele și medicamentele și industria alimentară care ucide omenirea. Și ce-i de făcut? Cum ne păzim? Reîntoarcerea pe plan superior la natură, nu reîntoarcerea așa primitivă de rețetele bunicii la ora actuală, fitoterapia, gemoterapia, homeopatia, terapia florală au devenit științe, ramura științelor medicale datorită progresului în care ne-am integrat cu toții sub toate aspectele, progresului în electronică, în știință, în matematică, în fizică cuantică și așa mai departe. La ora actuală, aceste medicamente din natură, prelucrate prin inteligența umană,
sunt mult mai eficiente decât orice medicament de sinteză, orice alimentație prelucrată. La ce vârstă ar trebui să se nască primul copil într-un cuplu, domnule Bojor? Atunci când cuplul este pregătit, mă scuzați. Exact. Da. Când este pregătit și el și când este destul de matur. Nu știu dacă stă cineva să se gândească în profunzime atât de tare. În orice caz, ar fi bine până în 35 de ani să aibă cel puțin 2 copii. Nu 1, 2. De ce 2 și nu 1? De ce? Vă spun din experiența mea. Am avut o soră cu 4 ani mai tânără decât mine. La 30 de ani a făcut un TBC galopant, un cancer de plămâni, a murit. A rămas eu și mama. Și de la vârsta când sora mea a plecat, am avut grijă de mama mea, care a trăit 96 de ani. În fiecare an ne întâlneam, îi trimiteam în fiecare lună pachete, deci de aceea am spus că 2 este ideal. 2 sau 3. Că dumneavoastră ați rămas să aveți grijă de mamă. De mamă? Dacă nu, era numai sora dumneavoastră. Mama murea mai tânără, sigur, dar așa am condus-o până la 96 de ani. Da. Vedeți? Maria, tu spui că ar fi bine cuplul să fie pregătit. Cum se pregătește un cuplu pentru venirea unui copil pe lume? Material și respect. Iubirea înseamnă stare de conștiință mai înaltă. Să fim bine înțeleși. Atunci când iubim mai mult, avem o conștiință mai înaltă. Când nu avem iubire, starea noastră de conștiință este alterată și accesul nostru la lucrurile adevărate, accesul nostru la adevăr este redus, pentru că ne conduc programe inconștiente și iraționale. De aceea facem lucrurile fără capul nostru sau fără să știm, fără să ne gândim, cum spuneai tu puțin mai înainte. În momentul în care noi avem o iubire mai mare, emitem iubire în lumea înconjurătoare, noi avem o conștiință mai avansată, mai evoluată și avem o înțelegere corectă a lucrurilor. Nu vom intra într-o căsnicie, vom face copii și uneori se întâmplă ca în timpul sarcinii o mamă, o femeie să fie abandonată de partener, deci rămâne și copilul abandonat. Asta înseamnă să facem lucrurile fără să gândim. Sau peste nu știu câți ani ne gândim că ne-am îndrăgostit de altcineva și rămân acei copii să crească singuri și așa mai departe, așa cum, din păcate, se întâmplă. Să știți că una dintre problemele fundamentale care dărâmă o națiune, dacă vrei, și o cultură, este acest atac pe care îl facem cumva pe dedesubt, inconștienți, la familie. Familia ar trebui să rămână o cetate a unei națiuni. Da, vedeți că acum familia nu trebuie să fie formată neapărat dintr-o femeie și un bărbat. De ce nu râdeți, domnule Bojor? Poate fi dintr-o femeie și o femeie, dintr-un bărbat și un bărbat. Da. Acum nu vreau să intrăm în domeniul patologic. Eu consider toate aceste lucruri patologice. Dar hai să luăm un exemplu. Credeți că vreodată din două grănule de polen se va naște unite, se va naște o ființă? Din două ovare de floare unite se va naște ceva? Nu. Iar două animale se împerechează un armăsar cu o măgăriță. Ce va naște? Un catâr. Iar după cum se știe, nu va mai lăsa un catâr steril. Steril, da. Deci nu va fi bun de nimic. Nu va fi bun de nimic. Ori acest lucru îl consider și e de domeniul psihiatriilor, psihologicilor, ca să atragă un semnal de atenție căsătoriile dintre două persoane de același sex. Dumnezeu n-a făcut decât bărbat și femeie. N-a făcut doi bărbați și două femei ca să se iubească între ele. E clar? Pentru mine, da.
Pentru tine, Maria, e clară treaba. Pentru mine e clară, dar mi-aduc aminte de filmul Matrix, care se petrece undeva în anul 2199 și acolo omenirea evoluează la un asemenea nivel încât copiii erau plantați ca niște plante. Ca niște flori, și da? Copiii ieșeau așa, erau cultivați. Erau cultivați pe câmpuri și erau câmpuri de copii. Domnule Bojor, ce vorbim? E SF-ul. Tocmai, dar noi putem să ajungem acolo dacă, cum să spun, există niște legi pe care Dumnezeu le-a lăsat. Una dintre ele, una dintre aceste legi este înscrisă și ascunsă în instinctul sexual, care face ca specia să se perpetueze prin intermediul bărbatului și al femeii în mod fundamental. Știți ce mi se pare mie foarte grav? Că în școală se vorbește cu perdea despre sexualitate și despre sex. Copiilor în școală nu li se povestește despre lucrul acesta. La noi? La noi, în România, că în alte, în alte țări lucrurile stau altfel. Am fost în Tirol, am fost în Salzburg. Acolo, educația sexuală se predă la adolescenți și la copii, ca să înțeleagă. În școlile lor profesionale, aici este învățământul de profesie, alături este educația sexuală și alături este capela pentru rugăciune. Vedeți ce bine sunt echilibrate aceste lucruri? E minunat. Dar încă un aspect. Vedeți, în anumite religii e permis divorțul. În religia care sunt eu, nu-i permis divorțul. Ce religie aveți dumneavoastră? Greco-catolic. Așa. Sunt. Și în religia catolică, divorțul este interzis. De ce? Când te-ai jurat în fața altarului că vei trăi împreună până în ultima clipă a vieții, nu ai voie să scalți acest jurământ. La noi a devenit o simplă hârtie, cum spunea la notar, divorțez. Și atunci sunt una, două, trei, patru, cinci căsătorii. Ce înseamnă cinci căsătorii cu cinci femei? Înseamnă libertate, nu-i libertate, libertinaj consimțit prin individ. Vedeți? Da, nici să stai cu cineva acum care te bate, te schingiuie și te separi. Te separi, nu divorțezi. Dar nu divorțezi. A doua posibilitate este când unul din părinți moare, tatăl sau așa, femeia, atunci ai voie să te recăsătorești după un timp de reculegere și să-ți continui viața dacă ești tânăr. Vorbiți în această carte despre foarte multe plante care sunt afrodisiace. Există o plantă minune pe care o poate consuma toată lumea, nu știu, sub formă de ceai sau sub formă de mâncare și, nu știu, viața să devină mai frumoasă și cei doi parteneri mai potenți? Da, sigur. Există, am descoperit împreună când lucram pe teren, în grădiștea. Așa. Așa. O plantă la care îi spune circea, de la circe. Așa. Circea lutesiana. Și șoferului meu de teren i-am făcut un ceai din această plantă. Un om la 60 de ani. Și a doua zi dimineața, domnul doctor, așa frumos am visat toată noaptea, parcă aveam 20 de ani. Și zice, să culege plantă, să duc acasă. Până la ce vârstă ar fi bine să, într-un cuplu, să existe viață sexuală, domnule? Până la 80 de ani, cel puțin, după părerea mea. Da. Goethe, la 82 de ani, a procreat, a avut copil. Dar, normal, până la 80 de ani e perfect. După aceea trebuie să se transforme încet, încet sexualitatea în dragoste, iar dragostea în iubire. Păi și dacă nu poți până la 82 de ani, cum o întreții? Cu ce anume? Cu camaiani, cu potempovăr, cu 100 de plante indiene. De care... Deci aveți în cartea un arsenal, exact, de un arsenal. Tratamente naturiste. Da, naturale, vă rog, naturale. Atât pentru bărbați cât și pentru femei. Dar femeile care nu pot face copii își găsesc cumva soluția, da, în cartea aceasta? Există, nouă? Da, există. Există și pentru aceasta, pentru fertilizare, pentru... Dar combinat cu regim, cu o viață bine ordonată, și e posibil. Maria, tu spui că iubirea schimbă lumea.
Da. Putem vedea o lume mai bună, cât îi trebuie lumii în care trăim să devină așa cum scrii tu în cărțile tale că ar trebui să fie. Este un proces. Procesul a început odată cu venirea lui Iisus Hristos pe pământ. Păi, ce-am făcut? El a venit cu legea iubirii, da, dar ne-a adus-o. Tocmai l-am răstignit pentru că conștiința omenească, conștiința umană era foarte joasă atunci. Principiile ei plecau de la legea lui Moise, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Era legea răzbunării, exista pe pământ ca stare de conștiință în lume. Și există și acum. Și există, din păcate, există și acum. Sunt foarte mulți oameni care nu pot ierta. A nu putea ierta înseamnă a nu putea iubi, de fapt. Nu trebuie să ținem niciodată, niciun fel, sub niciun motiv, lipsă de iertare în interiorul nostru. Pentru niciun motiv de pe lume. Pentru că practic pe noi ne îmbolnăvim când nu iertăm pe ceilalți care ne-au greșit. Ne îmbolnăvim, ne intoxicăm. Ne nouă ne facem rău, da? Sigur că da, sigur că, pentru că toate trăirile umane deja sunt dovezi științifice că influențează și ADN-ul, produce schimbări în structura de ADN, iar aceste schimbări se transmit urmașilor, să fim bine înțeleși. Deci, modul în care gândim, modul în care trăim, modul în care alegem să ne ducem spre iubire, să iubim sau nu, și poate fi în fiecare moment o alegere în această privință. Viața de zi cu zi ne oferă zilnic oportunitatea acestei alegeri. Noi avem liber arbitru. Creatorul nostru ne-a dăruit libertatea de a spune da, pot să trec peste acest lucru, da, pot să accept, pot să înțeleg acest lucru sau a nu înțelege, a ne supăra, a ne irita, a ne înfuria, a urâ, a detesta, a respinge, a ne răzbuna, și toate aceste trăiri negative sunt practic alegeri ale noastre, alegeri care ne îmbolnăvesc întotdeauna. Noi trebuie să ne întoarcem la iubire. Domnule, da, într-adevăr așa este. Nu uitați, orice gând pozitiv față de cei din jurul nostru se întoarce asupra noastră. Orice gând negativ se întoarce asupra noastră. Considerați viața o oglindă. Vă strâmbați imaginea, este strâmbă, urâte. Râdeți, zâmbiți, imaginea e frumoasă, e clar? Ați spus asta în emisiune, dar ați spus aseară ceva foarte interesant când ne-am dus noi la masă. Da. Spuneați că se schimbă combinațiile genetice de la o generație la alta. Fiecare generație care vine pe pământ vine cu un ADN mai îmbogățit. Cine îl schimbă? Cine îmbogățește acest ADN? Unde se fac planurile și cele șapte vieți a reîncarnării, dar în concepția mea nu este reîncarnarea de la hinduși, tibetani și așa ceva. Este continuitatea generațiilor. Fiecare generație transmite gena generației următoare din ce în ce mai pregnant, și atunci eu, de exemplu, acum sunt sub acest aspect. Dacă vă uitați pe arborele genealogic, sunt la ultima, a fost a cincea reîncarnare, acum am trecut la a șasea reîncarnare. Dumneavoastră. Eu. Și aici revin la înțelepciunea superioară. Mai aveți superioară. Una, dacă sunt șapte. Șapte, da, mai am una. Și atunci o doctoriță tibetană mi-a spus așa, ești la, bine, după metodele ei, pulsul, transa, zice, ai posibilitatea în a șaptea reîncarnare să renunți la tot ce ai făcut în celelalte șase, la a șaptea reîncarnare ai posibilitatea să devii spirit pur și să trăiești în veșnicie. Zic, dacă nu, intri în gaura neagră, în non-existență. La ei nu există noțiunea de iad și rai. Există non-existență. Non-existență. Deci, e o energie care se va pierde. Care se va pierde, se va disipa. Da, așa. Dacă nu deveniți mai bun și mai înțelept în așa viață. Mi-a plăcut Papa Francis, că a spus, nu există iad. Iadul și purgatorii pe pământ. Nu există iad decât exista în trecut pentru o populație necultă.
frica față de Dumnezeu. Biserica nu și-a schimbat discursul nici acum. Ba, apropo de ce spuneați dumneavoastră, că un tânăr trebuie să și înceapă viața sexuală la 18 ani, biserica, să vă dau un exemplu, da. Și trebuie să și terminăm emisiunea imediat, o să am ultimele întrebări pentru noastră. Am o prietenă care a avut o fică ce s-a îmbolnăvit de cancer, a știut că moare, fata știa că moare și a vrut să experimenteze, trecând de 20 de ani, să vadă cum e să ai un act sexual, să vadă cum e să iubești și sub forma aceasta, fizică. Pentru că știa că moare. A făcut lucrul acesta, s-a iubit cu prietenul ei, iar înainte de moarte, preotul n-a vrut să o împărtășească pentru că nu era virgină. Cea mai mare greșeală. Să nu confundăm religia cu credința. Aici e marea greșeală. Credința este una singură, iar religiile sunt multiple. Sunt la unele popoare manifestarea credinței prin diferite forme, dar credința este dogmatică și ea trebuie să se schimbe în fiecare, măcar la 500 de ani, să se alinieze la conștiința mondială normală. Maria, ultima întrebare. Vor ajunge oamenii să fie mai buni? Categoric. Suntem optimiști din punctul ăsta de vedere și cu siguranță vor ajunge. Cu cât unul reușește mai mult, cu atât îi va ajuta și pe ceilalți. Pentru că energia frumoasă, energia pozitivă și iubirea se transmit. Se transmit și la nivel inconștient. Și la nivel genetic, probabil. Se transmit la nivel genetic. Există, chiar în România a fost făcut un studiu amplu de-a lungul a 10 ani asupra copiilor, pe copiii instituționalizați, deci copiii abandonați. Au fost cercetători din mai multe țări care au participat la acest studiu și la sfârșitul studiului, deci după 10 ani, ei au constatat că lipsa de iubire și lipsa de afecțiune de care sufereau acești copii a dus la schimbarea structurii de ADN. În catena ADN s-au înregistrat schimbări în ADN. Deci iubirea este șansa noastră să o transmitem nu doar ca energie acum și aici în mediul înconjurător, să o transmitem ca stare de sănătate și să o transmitem prin genele noastre, să facem schimbări adevărate, reale și puternice prin genele noastre. Domnule Bojor, vor fi oamenii mai sănătoși în viitor? Categoric, da. Noi trebuie să tindem spre momentul când în mentalitatea oamenilor va fi implementată ideea o singură turmă, un singur păstor. Mulțumesc foarte mult că ați venit alături de noi. Cartea celor doi, Ovidiu Bojor și Maria Timuc, se găsește la librăria Ralu, aproape totul despre iubire și sex.